Ion Călinoiu și-a făcut reintrarea în partid prin intermediul organizației municipale. Ședința PSD Târgu Jiu a fost prima la care a participat Ion Călinoiu. Invitația a fost făcută de președintele organizației municipale, care crede că fostul președinte executiv mai are de împărtășit multe. Ion Călinoiu merită în continuare să fie al nostru, să facă parte din organizația PSD, din rândul membrilor PSD, și împreună să pregătim campaniile care urmează. Este un om cu o activitate bogată, este un om cu experiență, un om pe care și l-ar dori mulți aproape. Tocmai de aceea, în ceea ce mă privește, l-am invitat deja pe domnul Ion Călinoiu să participe la ședințele de birou permanent municipal, pentru că mă interesează foarte mult experiența pe care o are și sfaturile pe care le putem primi de la domnia sa. Aurel Popescu consideră că socialdemocrații gorjeni nu se vor împotrivi reîntoarcerii lui Călinoiu în partid. Acesta este conștient că vor fi și voci contra, însă votul comun va fi unul favorabil. Pe niciunul dintre noi nu îi iubește toată lumea. Fiecare avem și prieteni, avem și amici, avem și persoane care ne agrează mai puțin. Important este decizia pe care o iau organismele statutare ale partidului. Și aici vorbesc de birourile permanente municipale, județene și, bineînțeles, comitetul executiv. Luni, Mihai Weber declara că reîntoarcerea lui Călinoiu este condiționată de votul colegilor.